voi da cuvântul primului om din Asociația Artiștilor Plastici care a crezut în mine necondiționat înainte chiar să-mi vadă lucrările, care este domnul Chilia, Dumitru Nicolae Chilia, care într-un context oarecare m-a cunoscut. Probabil că i-a plăcut felul meu direct și sincer de a fi și a crezut sincer că o să fac lucruri bune. Și îi mulțumesc și îi dau cuvântul. Vă mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit într-un interior pe care eu am rămas, când am intrat, foarte, foarte impresionat. Apropo de cum ne-am cunoscut noi amândoi, probabil că ne-am cunoscut necondiționat, pentru că suntem născuți aproximativ la aceeași dată. A anului. A lunii, mai mult. A anului nu prea. Doamna Stăicuț, pentru cine nu o cunoaște, dar eu sunt convins că toată lumea de aici o cunoaște, este impresionant de harnică. Eu am rămas așa de impresionat pentru că am văzut pereții care abia reușesc să susțină atâtea lucrări și am crezut că e o greșeală, dar nu este nicio greșeală. Am muncit mult și a realizat destul. Stilul doamnei Leluța este și se încadrează în artă, mai mult în artă decorativă, însă am văzut că are și lucrări în ulei, ceea ce este în plus față de ce ne-a bucurat până acum ochii. Și bine a făcut că a îndrăznit și să atace și tehnica de ulei. Și nu pot să spun că a depășit tehnica ulei pe pânză, arta decorativă, deci asta care o definește. Și așa am cunoscut-o și așa, ca o părere a mea, eu cred că ar fi mai bine să rămână pe decorativă. Este superb ce face. N-am văzut din lucrările de aici, aproape toate sunt noi. Și cred că a depus o muncă titanică. Sunt lucrări aici care par a fi lucrări în altă tehnică decât sunt cu adevărat. De exemplu, panoul de acolo, cele patru și plus cea de sus, de la distanță, zici că sunt în cuțit. Ceea ce de aproape, dar nu trebuie să le privești de aproape, pentru că cultura și artele, în general, nu se bagă nasul în ele, așa cum zice la noi. Se privește de la distanță și numai atunci reușește să te apropie, să te cucerească. Pe unii. Alții este treaba lor. Eu, oricum, pe doamna autoare, o felicit din toată inima și îmi place că este atât de pornită să facă ceva, să placă la cineva și eu zic că a reușit și mai are timp și să reușească. Felicitări! Vă mulțumesc frumos!